Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. Khalil Ibrahim Ceyhan nu cade de pe agenda revistei odată cu plecarea Sila Tercolu din serial. Au existat multe rapoarte conform cărora actori populari au părăsit serialul după ce au părăsit seria. Khalil Ibrahim și Sila au fost foarte deranjați de această veste. Sila și Khalil, care au spus că această știre nu este adevărată și că totul este în regulă, au spus că familiile lor sunt foarte supărate de această știre și s-au întrebat de ce a apărut această știre. Recent, antrenorii par să iau unele decizii cu privire la cariera jucătorilor. Ei își doresc cupluri care sunt în perfectă armonie împreună în drame și care sunt îndrăgostiți să fie menționate ca singura marcă în planificarea noilor cariere, arătându-le separați de soții, astfel încât să-și poată avansa în cariera profesională fără a-și răni partenerii. Fani care doresc să lucreze împreună la fiecare proiect. De exemplu, fanii lui Hande Erçel și Kerem Bursin, care erau perfect în ton cu serialul de televiziune Senkal Kapm, și-au dorit să acționeze împreună în fiecare proiect. Această solicitare i-a împiedicat să-și marcheze propriile nume. Managerii lor aplică aceeași tactică pentru Khalil Ibrahim și Sila. Ei nu reunesc actorii pe rețelele de socializare, ca în trecut, ci doar împărtășesc despre ei înși, astfel încât să uite de uniunea lor și să încerce să fie amintiți singuri. Poate că au dreptate în felul lor. Dar nu există nicio problemă în relațiile dintre Khalil și Sila. Dragostea lui continuă. Ne-ar plăcea să ne împărtășiți gândurile DVS. În secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă de tine!